Până la ora 14 au fost centralizate rezultatele din 366 de secții de votare din totalul de 436 din județul Galați, reprezentând 83,94%. La Senat, cel mai mare număr de voturi valabil exprimate a fost obținut de Uniunea Social-Liberală, 66,78%, urmată de Partidul Poporului Dan Diaconescu, 16,35%, Alianța România-Dreaptă, 12,46%, Partidul Ecologist Român, 2,57%, Partidul România Mare, 1,40%, Uniunea Democrată a Maghiarilor din România, 0,36%. La Camera Deputaților, cel mai mare număr de voturi valabil exprimate a fost obținut de Uniunea Social-Liberală, 65,62%, urmată de Partidul Poporului Dan Diaconescu, 15,2%, Alianța România-Dreaptă, 12,74%, Partidul Ecologist Român, 2,38%, Partidul România Mare, 1,18%. Prezența la vot la ora 21 a fost de 44,08%, peste media pe țară de 41,72%. La închiderea urnelor se prezentaseră la vot în județul Galați 44,08% din totalul persoanelor cu drept de vot. În mediul urban prezența a fost de 43,49%, iar în mediul rural de 44,94%. Județul Galați se află pe locul 12 pe țară, cel mai mare procentaj fiind în județul Telorman, 54,73%, iar cel mai scăzut în județul Timiș, 32,5%.